Misiune complicată pentru salvatorii din Neamț din cauza fenomenelor meteo din ultima perioadă. Patru familii au rămas izolate în urma ruperii unui podez din lemn peste râul Iapa. Echipele de salvamontiști s-au chinuit să ajungă la persoanele rămase blocate, mai ales că ploua torențial. În localitatea Negulești, din comuna Piatra Șoimului, patru familii au rămas izolate în urma ruperii unui podeț din lemn peste pârâul Iapa. Este vorba despre 7 persoane, dintre care una de 80 de ani și un bebeluș care au rămas fără apă și mâncare. Pompierii din Neamț s-au deplasat la fața locului cu o auto specială de intervenție și salvare de la înălțime, o auto specială complexă pentru intervenție și un autoturism de serviciu. Salvamontiștii, cu ajutorul autospecialei de intervenție și salvare de la înălțime, le-au dus provizii turiștilor. Persoanele izolate au refuzat evacuarea din gospodării și n-au solicitat asistență medicală. Misiunea a avut un grad ridicat de risc, deoarece deplasarea peste pârâu s-a făcut pe sub o linie electrică de medie tensiune.